săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Interviul Săptămânii. E o perioadă destul de stresantă pentru tineri, pentru copii, așa că încercăm să le venim cumva în apropiere și să vorbim astăzi cu un om care le este alături, atât celor care au dat evaluarea națională, cât și celor care astăzi au început bacalaureatul, iată, proba maturității. Invitatul meu de astăzi este părintele Petru Sebastian Tamaș. Părinte, bun venit la Interviul Săptămânii. Mulțumesc de invitație și mă bucur că ne reîntâlnim după ani și ani. După ani și ani, dar povestim exact cum ne-am mai întâlnit. Vom spune la început de emisiune că sunteți inspector școlar teritorial de Iași, pe județele Iași, Suceava, Botoșani și Vaslui, dar și coordonatorul oficiului pentru pastorația școlară din cadrul Episcopiei de Iași. Zic de fiecare dată că toate titulaturile astea sună câteodată pompos, câteodată simplist, dar cuprinzător. Titulatura Sfinției voastre cred că însumează cumva importanța pe care religia o are în evoluția tinerilor din zilele noastre. Și aveți fericirea de a le fi aproape, atât celor mai micuți, nu? Știu că sunteți profesori de religie și întâlniți și copii mai mici până în clasa 8-a, dar mai ales liceenilor, celor care sunt acum pe o cale pe care trebuie să o aleagă. Cum simțiți această misiune de a le insufla dragostea față de studiul religiei, față de necesitatea credinței și a lui Dumnezeu în viața lor? Personal o percep ca pe o șansă. O șansă pe care mi-a încredințat-o pe de o parte, bine, în primul rând Dumnezeu, dar pe de altă parte superiori, episcopii, cei care au avut încredere în mine și mi-au încredințat o misiune de genul acesta. Discutam înainte de misiune și spuneam, a întâlni pe elevi în școală este un lucru care nu se întâmplă de multe ori în comunități. Școala este un loc care îi adună pe elevi din diferite zone, din diferite medii familiale și acolo avem oportunitatea aceasta de a ne apropia de sufletul lor, mai mult dacă ne-am aflat, de exemplu, într-o parohie și acolo îi mai prinzi din când în când pe la biserică, îi mai întâlnești. Dar la școală acolo este un mediu, spun eu, propice, este un areopag modern, să zic, al evangelizării. Făcând această activitate, mă gândesc că deseori vi se duce gândul în trecut, la profesorii pe care chiar Sfinția voastră i-ați avut. Ce vă amintiți despre primul profesor de religie cu care ați luat contact în copilărie? Primul profesor de religie, întâmplarea face că este chiar fostul meu învățător. Era un om, spun eu, ca pâinea caldă. Era o rază de soare căzut pe pământ, pentru că profesorul de religie pe care îl aveam nu era izolat. Da, el predă religie și atât. Eu îl vedeam ca omul, învățătorul. Și atunci când îl aveam în față, se crea așa o conexiune între toate aspectele personalității sale. De fapt, asta cred că lovește cel mai mult. Profesorul de religie nu este un simplu funcționar care vine, îți predă niște conținuturi și pleacă acasă. Nu. El este un om care prin forța personalității sale îți modelează întreaga ființă. Și asta am descoperit în el. Întorcându-mă la învățătorul dumneavoastră, mă gândesc că el v-a învățat să citiți, da, să calculați, dar în același timp să-L iubiți pe Dumnezeu? Da. E un lucru rar întâlnit, pentru că de obicei învățătorii, nu, sunt cei care ne pun, nu, abecedarul în mână, numărătoarea, dar iată că ați avut norocul ca lucrurile esențiale, toate lucrurile esențiale, nu? Pentru că ce învățăm pe copii, de fapt? Să scrie, să citească, să socotească, să învețe geografie și ce mai e, dar ați avut norocul să vină și cu partea aceasta a credinței. Am avut norocul de un învățător cu frică și cu iubire de Dumnezeu, chiar în acele timpuri de, spunem, de tristă amintire. Mi-amintesc și astăzi, eram, cred, prin clasa a treia de acum, primise în prima împărtășanie. În Ghereș Neamț, unde v-ați născut și ați făcut școala generală. Și eram, cred că, vreo 10 elevi din clasă care începusem devoțiunea la vinerea întâi, din clasa a treia. Era la îndrumarea învățătorului sau era o chestiune probabil din familie? Venea din familie inspirată mai mult, dar ca să ajungem la liturghie de seară trebuia să plecăm mai devreme de la școală. Aveam atelier, sau trebuia să mergem în grădina școlii să strângem sfeclă. Și atunci învățătorul ne-a chemat pe câțiva deoparte și a zis, plecați câte 2-3 să nu se vadă. Deci, acel gest al învățătorului pe mine m-a impresionat. Pe furiș mergeți. Noi știam despre el, catolic fiind,
știm cum era atunci. Nu era bine să fie văzut pe la biserică. El mergea duminica la săboana liturghie în fiecare duminică. Și noi lucrurile acestea le știam. Totuși, având această fericire de a-l vedea pe învățătorul Sfinției voastre cum vă îndrumă către biserică, cred că ați simțit în timpurile noastre o mare mâhnire când au fost discuțiile legate de ora de religie în școală și anume la renunțarea orei de religie în școală. Cum vedeți această inițiativă a unor conducători ai noștri? Eu zic că începem să uităm cine suntem. Păi să vă imaginați. Ce înseamnă, cum poți să înțelegi cultura poporului român fără religie? Vorbești despre Brâncoveanu la istorie fără religie, despre operele literare românești fără să ai elemente de religie pe care să le înțelegi. Tot ce înseamnă artă în România fără religie este imposibil. Dar mai mult de atât, cum poți să te înțelegi pe tine ca om fără această dimensiune, să zic, transcendentă a personalității tale? Adică te reduci la un simplu muritor și atât, ai venit, ai plecat o frunză care cade toamna și apoi dispare. Nu poți să te înțelegi. Oamenii aceștia care propun asemenea inițiative, eu cred că nici nu știu cine sunt. Cu atât mai mult de unde vin și încotro merg. Ori până la urmă, astea sunt întrebările fundamentale. De unde venim și încotro mergem. Iar prin religie ne descoperim pe noi, înțelegem de unde venim și încotro mergem. E o abordare greșită să spun că ora de religie nu înseamnă de fapt doar, nu știu, a studia porțiuni din Evanghelie sau a vedea exact viața Mântuitorului. Viața de religie este de fapt și despre a ne învăța cum să fim oameni, cum să fim oameni buni, cum să ne purtăm cu cei din jur, cum să, practic, să respectăm, nu, poruncile esențiale, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Că asta zice, asta e sinteza credinței până la urmă, într-un fel sau altul. Până la urmă, ora de religie și tot ceea ce înseamnă ea, îi reamintește omului că este cu picioarele pe pământ și cu privirea spre cer. Nu te rupe de pământ. Din contra, ea face posibilă această comunitate, acest spirit al valorilor în mijlocul comunității. Adică valorile creștine au insuflat civilizația europeană secole la rând, au construit Europa de astăzi. Nu poți deodată să le smulgi și să uiți de trecut. Cine uită trecutul, știm prea bine, face o foarte mare greșeală, pentru că nu se mai regăsește pe sine. Pentru că am vorbit de factorul decizional în ceea ce privește ora de religie, haideți să trecem puțin și în postura copiilor, a elevilor. Cum credeți că ar vedea ei lipsa acestei ore de religie? Depinde. Aici depinde foarte mult de zestra religioasă cu care vin de acasă într-o primă fază. Pentru că un copil, de exemplu, care încă din familie învață să disprețuiască tot ce înseamnă preoți, biserică, pentru că văd asta la părinții lor, într-o primă fază va respinge. Dacă mama și tata nu iubește, nu acceptă, nici eu nu voi face la fel. De aceea spun, familia are un rol esențial, de acolo plecăm. Pe de altă parte, dacă până la urmă ajunge să găsească, are norocul să descopere în învățător, în profesorul de religie, un om al lui Dumnezeu ca pâinea caldă, cum spuneam mai devreme, el, acel elev, va deveni evanghelizator pentru părinții lui și va aduce spre Dumnezeu, spre biserică. Povestea de tot un jurnalist acum câteva luni că copilul lui nu a renunțat la ora de religie, deși el ca părinte voia, pentru că a avut binecuvântarea să dea de o învățătoare de nota 10 și copilul i-a zis tatălui, eu nu pot să nu mai fac ore cu doamna asta, o iubesc de numai. Și pur și simplu eu cunosc mulți profesori de religie care atunci când pleacă din clasă, elevii vin în jurul lor și îmbrățișează. Profesorii de religie devin părinți. Spunea cineva, sunt cei mai iubiți profesori. Și atunci, cum poți să renunți la asemenea oameni? Ei sunt o valoare pentru școlile noastre. Ei creează acel echilibru, aduc acel spirit valoric, suplimentar, atât de necesar în școlile noastre. Și dumneavoastră aici, în calitate de lider, voi spune, al acestei mici comunități a profesorilor de religie, cred că aveți un mare rol și anume să evidențiați aceste aspecte atât de importante în atitudinea lor față de elevi. Și mi-închipui că nu vă este ușor, pentru că vorbim totuși despre niște oameni maturi, profesori, mare parte dintre ei care poate consideră că nu au nevoie de
îmbunătățiri în atitudinea și activitatea lor. Ce strategie abordați aici? A învăța un adult că permanent este loc de mai bine? Eu știu un lucru. Ca să educi un om, ajută-l să se simtă iubit. E valabil la copii, dar e valabil și la adulți. Și ceea ce îmi doresc și mă străduiesc să creez în rândul profesorilor de religie este acel climat familial în care ei să se simtă aproape unii de alții și are loc în felul acesta un schimb de daruri între unii și alții. Are loc o împărtășire. Și atunci profesorul vede că un coleg de-a lui face ceva, dar eu de ce nu aș face? Colegul lui s-a înscris la un curs, dar eu de ce nu m-aș înscrie? Colegul cu tare face nu știu ce activitate, hai să facem și noi. Și atunci se creează o emulație rodnică, se creează un etos al profesorului de religie care dorește să crească. Și într-adevăr, ceea ce ați adus în discuție, faptul că pot exista la un moment dat tendințe de a spune eu am învățat destul, am gradele toate luate, mă opresc aici. E un pericol acesta, e un pericol. Dar încercăm prin acest spirit de comunitate, de apropiere. Când te simți iubit, poți să deci primești o forță de neimaginat. Poți să muți și munții. Din postura de profesor, de coordonator, ați simțit vreodată că un elev sau, nu știu, o persoană mult mai tânără decât dumneavoastră v-a dat o lecție de viață? În fiecare zi. În fiecare zi învăț de la elevi. Eu coordonez și activitatea într-un cămin de elevi. Acolo unde puteți să-i vedeți într-o libertate cumva, nu? Pentru că nu mai sunt în cadrul școlii unde trebuie să respecte clar un... Da, este un mediu în care eu mă pot apropia de ei altfel. Îi văd cum se comportă nu în mod formal, ci în mod non-formal. Și am intrat, aveam la un moment dat o elevă, era o cameră single acolo și a zis, eu vreau să stau anul ăsta aici pentru că vreau să mă pregătesc după ce am mers la universitate în străinătate. Și am intrat la un moment dat în cameră, era iarnă, nu știu ce rămăsese, era în vacanță și am văzut cum era așezată camera. Credeți-mă, nici în farmacie nu e așa. Pe lista dulapului, pe interior, scrise 50 de obiective pe care ea le are în viață, programul ei de fiecare zi, detalii la care ținea. Și dacă te uitai la hainele ei din dulap, erau așezate la milimetru toate. Adică, pe mine ca adult, m-a provocat. Dom'le, cum e la mine pe birou? Cum e în camera mea? Și e un simplu exemplu. Sunt multe altele. Îi vezi pe alții cu un entuziasm debordant. Când vezi bucuria lor, dorința lor de a face ceva, nu poți să rămâi inert. Te pui în mișcare. Pur și simplu îți dau viață. Te energizează. Că, într-o primă fază, băi, eu sunt adult, mă cobor în minte. Nu. Deci, prinzi viața. De fapt, acesta e secretul? Să te cobori deseori la nivelul lor, să nu-i privești de sus, ci să te pui în pielea lor și să le fii alături și se nu spune superior? Așa. Că un profesor mic va încerca să privească de sus ca să pară mare. Un profesor mare se va face mic. Un profesor mic nu-i va ajuta pe elev niciodată să înțeleagă. Un profesor mare e un profesor care ajută pe elev să înțeleagă. Asta e diferența. Și atunci, dacă nu știi să te faci mic, ce mai cauți acolo? Pentru că ați vorbit de cămin, cum percepeți generațiile zilelor noastre? Pentru că aud foarte mulți care critică în mod constant actualele generații de tineri. Îi critică pentru că, până la urmă, copiii de astăzi sunt rezultatul educației adulților. De fapt, se critică pe ei. Dar eu sunt totuși optimist. Optimist, de ce? Eu văd altceva în ei. Eu văd niște oameni mai curajoși decât am fost noi. Oameni mult mai deschiși, oameni mult mai creativi. Copiii de astăzi creează, le place să se implice în tot felul de activități. Când au ceva de spus, spun. Noi eram așa, într-un spirit de ascultare, supușenie, dacă așa trebuie, așa facem. Nu, copiii de astăzi, dar de ce? Îi pun întrebări. Fac comparație între cum era clasa când eram eu în școala generală și cum este acum. E diferență foarte mare. Și nu o spun în sens rău, în sens negativ, ci din contra. E un alt spirit. Se spune, cum arată școala de astăzi, va arăta societatea de mâine. Eu cred cu tărie că viitorul va arăta bine. Pentru că școala de astăzi începe să arate din ce în ce mai bine. Văd elevi interesați, elevi motivați.
Sigur, vor fi și din cealaltă categorie, ca peste tot. Dar există, există viitor. Sunteți genul de om care vede partea plină a paharului. Așa vă percep după jumătate de oră aproape de emisiune, deși cunoscându-vă puțin și dinainte, vom povesti cum ne-am întâlnit și în ce sens am colaborat noi în trecut. Cred că cea mai mare provocare pe care o aveți, de fapt, nu este să educați pe elevi, pe liceeni. Cred că cea mai mare provocare este să educați pe adulții cu care interacționați, pentru că doar 50%, cred, dintre adulți au viziunea Sfinției voastre. Și am vorbit cu mulți, mulți profesori, mulți adulți care nu văd partea plină a paharului în ceea ce privește generația actuală. Și acel curaj despre care vorbeați dumneavoastră, nu? Și lăudați că ei pun întrebări și ei nu fac lucrurile așa cum le făceam noi, pentru că așa trebuie, ei îl consideră tupeu. Deci, efectiv, așa este catalogat. Poate să-l considere cum vor. Importante sunt roadele. Nu mă interesează că el consideră tupeu. Nu-i nimic. Eu iau ce este bun de acolo și încerc să construiesc. Pentru că vă spun un lucru. Dacă un copil va crește într-un climat de teroare, va deveni timid. Dacă va fi bruscat, el însuși va deveni agresiv. În schimb, dacă primește încredere, va avea răbdare cu ceilalți. Dacă primește dragoste, îi va iubi pe ceilalți. Și ecuația aceasta poate merge mult mai departe. În ceea ce privește pe adulți, în școlile noastre catolice de aici, din dieceza de Iași, din câte știu, toți directorii sunt atenți la relația pe care o stabilesc cu părinții. Și acum, în ceea ce mă privește, fost diriginte, am încercat întotdeauna să mențin o relație cu familia, cu părinții. Și le-am spus părinților încă de la început. Noi suntem parteneri. Dumneavoastră nu sunteți împotriva dirigintelui sau a profesorului. Pentru că dacă veți fi așa, noi nu-l vom ajuta pe elev, pe copil să înțeleagă. Și am încheiat verbal cel puțin acest parteneriat. Și oricând apărea ceva, ne auzeam la un telefon și discutam. Recent le-am cerut elevilor să scrie anonim o scrisoare pentru părinți. Scurtă, jumătate de pagină. Și la ședințele cu părinții citesc niște gânduri pe care ei, ca și elevi, le-ar transmite părinților, dar pe care nu au curajul să li-l exprime deschis personal. Vă spun, nu vă imaginați ce este de acolo. Și știți care e principala provocare ce le spun copiii părinților? Primul lucru, să nu ne mai compare cu alții. Noi suntem unici, eu nu pot să fiu ca celălalt, pentru că toți părinții vor copilul meu să aibă 10. Și e un mit greșit în poporul român, copiii de 10, 10, 10. Păi, dar nu asta dă calitate. Eu le zic, da, notele au relevanța lor, dar voi valorați mai mult decât notele. Astăzi poate că n-ai reușit să înveți sau poate că nu-ți place o disciplină sau alta. Care poate profesorul are toane proaste, aș spune o notă mai mică. Valoarea ta depinde de o notă, tu valorezi mai mult decât nota. Și atunci le dai încredere și merge altfel. Părinte, ați fost sfințit preot în 2006. Iată, sunt ceva ani de atunci. Da, se vede și la păr. Se vede și la păr, dar se vede și după cum vorbiți, acum, din experiența pe care ați acumulat-o. Cum v-ați închipuit atunci că va fi traseul dumneavoastră pe această cale? V-ați văzut vreodată în această postură? În postura asta m-am văzut când eram mic. Vă spun, fascinația învățătorului și cred a profesorilor din școala generală mă făceau că atunci când eram acasă uneori să-mi organizez timpul ca o oră de curs, ca o oră de școală, luam pauză 5 minute și apoi mă întorceam să mai citesc, să mai învăț. După aceea, intrând în seminar, nu m-am gândit la asta. Mă imaginam preot pentru că aveam modelul preoților din comunitate care au avut un impact puternic asupra mea și mă gândeam că o să merg undeva să fiu preot, vicar, paroc, ce va fi să fie. Numai că se pare că Dumnezeu a rânduit altfel niște lucruri. Dar eu cred cu tărie că el știe de ce. Eu intuiesc un răspuns, undeva am niște enigme de ale mele. Nu putem să-l știm. De ce credeți că așa s-au așezat stelele, cum se zice, pentru Sfinția voastră? Mă provocați la o mărturie personală destul de profundă, dar vă spun ceva din ea. Știți, era mai de mult patriarhul teoctist și la un moment dat cineva l-a întrebat, cum vă imaginați, de ce ați ajuns? Pentru că spune el, dacă aș fi avut voce și ureche muzicală bună, aș fi ajuns și eu paroh. Dar așa am ajuns episcop.
parafrazând cumva, pot spune și eu, de că aș fi fost un foarte bun muzician, aș fi ajuns și eu paro, pentru că fiind paro trebuie să cânți mai mult decât un simplu profesor. Eu am avut întotdeauna un minus la acest capitol al talentului muzical. Și vreau să spun că drumul meu spre preoție a fost marcat de ceva, a fost marcat de acest spin. Dom'le, nu reușeam. Când începeam să cânt un psalm, dascălul oprea orga, pentru că nu reușea să mai prindă. Am ajuns vicar la Bacău, la un moment dat. Erați prea talentat, nu puteam să țină pasul cu sfinția voastră. Părintele Dâscă căuta dascăl. Și atunci, păi, îl punem la liturghie unde celebrează Părintele Tamicu și dacă îl prinde, înseamnă că e bun. Deci așa a fost și pe mine, ca student, elev și ca pregătire când îți dau examen. Deci asta m-a stors cel mai mult. Veneam acasă de la seminar, prima întrebare a mamei nu era cum, ce ai făcut la română, dacă te descurci, nu, ce ai făcut la muzică. Știa și că acolo e buba. În mod repetat, asta îmi spunea în fiecare, ce ai făcut la muzică. Era probabil și stresul ei, și al meu, și al ei, și al altora. În fine. Și aici urmează cireașa de pe tort. Am ajuns preot și eram, cred, în a doua zi, după ce am făcut primiția, discutam cu mama. Și la un moment dat îmi spune așa, uite, vezi, tu acum mergi în lume. O să vină zile când o să fii trist. Atunci tu să cânți. Să cânți magnificat, mărește sufletul al meu pe Domnul. O să fie zile în care o să fii vesel, fericit. Dar ca să nu ți se urce nasul sus, cântă Kyrie, cântă. Și în lumina aceasta, eu am înțeles de ce ea tot mă întreba ce e cu la muzică, cum e cu cântatul. Și marele meu paradox, și aici mă leg de ce mă întreba, este că eu sunt născut în ziua în care este patroana muzicii, Sfânta Cecilia, pe 22 noiembrie. Și atunci m-am întrebat de multe ori, cum poate să se nască un mare afon într-o zi atât de specială? Și interpretând lucrurile într-o logică așa mai complexă, înțeleg că Dumnezeu are planul lui pe care eu nici nu mi-l puteam imagina atunci când eram student. Dar știți că e vorba aceea, el cântă bine, dar cântă în sinea lui, așa că cred că e situația dumneavoastră. Cântați foarte bine, magnificat, Kyrie, tot ce trebuie la momentul potrivit. Eu v-am cunoscut când erați în parohia Centru, la Bacău, Și ați gestionat atunci cu mare succes o rubrică la ziarul local, Deșteptarea. Era Cuvânt pentru Suflet și trebuia ca săptămânal să-mi trimiteți mie, culmea, un text. Un text care venea de la diferiți preoți din decanatul de Bacău. Ați reușit atunci să implicați pe foarte mulți și știu că am colaborat cu diferite persoane, vă dați seama, pentru această rubrică, dar dumneavoastră reușeați să îi implicați. Pentru că știu că poate li se pare ciudat unora, dar e mai greu să-i pui pe adulți la treabă decât pe elevi și pe copii. Ați reușit atunci să-i faceți să scrie și îmi trimiteați săptămânal rubrici diferite, de la persoane diferite. Și cumva, mă leg de ceea ce faceți acum, cred că atunci, prin scrierile, nu, care erau și prin verificarea acelor rubrici, ați mai pus o cărămidă la ceea ce faceți astăzi. Eu, încă din anii seminarului, am avut așa o zonă de sensibilitate spre sectorul acesta media. În anul pastoral am fost aici la editura Presa Bună, era pe atunci regretatul de acum părinte Cornel Cadar și trebuie să recunosc că a marcat mult drumul meu și chiar mi-a plăcut. Au fost ani în care am început să lucrez și la revista Gânsănina, Gireștiului, site-ul și așa mai departe. În momentul când am ajuns la Bacău Centru și am primit ca și responsabilitatea acest domeniu al activităților medie, era revista Biserica și Viața, colaborarea cu ziarul, nu, cu Deșteptarea sau ce era pe atunci, m-am regăsit. Deci, m-am regăsit și m-am simțit, spun ca acasă. Eu cred un lucru, ca ceva să iasă, trebuie să iubești ceea ce faci. E valabil și la profesor și la orice om. Ceea ce faci din inimă, cu siguranță, va aduce rod. Cine v-a învățat, părinte, să trăiți așa? Privind în urmă, cine credeți că a contribuit cel mai mult la ceea ce sunteți astăzi? Pe lângă eforturile proprii, evident. Îmi este greu să numesc o persoană, dar știu un lucru. Cel mai mult m-au ajutat oamenii care au avut încredere în mine. Sunt mulți de-a lungul vieții. De exemplu, eu o spun și elevilor, n-am găsit oameni mai buni nicăieri în altă parte decât în jurul bisericii. Acolo i-am găsit pe oamenii cei mai buni și mă uitam la diferiți preoți, dar și la aici. Ca să nu mă refer mai la preoți, să nu clericalizăm toată discuția. De exemplu, pentru mine, un imbold puternic
a venit din partea grupului de tineri din parohia din care făceam parte, din Gherești. Eram copil. O comunitate puternică. O comunitate. Eram copil, eram ministrant, n-am făcut parte niciodată, după aia am mers la seminar, dar îi vedeam pe ei. Erau anii 90. Erau 10 de tineri care veneau. Atunci s-a pus baza unei reviste, Gând Senin, care calitativ vorbind depășește mult, multe reviste de astăzi. Vedeam viață, vedeam dinamism, vedeam activități și eu mă uitam tânjind. Erau tineri acolo care îți duceau un spectacol în doi de la un capăt la altul. Cântări, nu mai spun, creații de ale lor. Unii dintre ei mi-au devenit profesori după aceea. Dinamismul acela al lor a pus în mine o dinamită. Și mi-am zis, vreau să... Pentru că aici a fost, cred că s-a jucat și vocația mea la un moment dat. I-am văzut pe acești oameni. Am văzut aprecierea de care se bucurau, de exemplu, preoții pentru locul pe care îl jucau în viața lor. Și am zis, vreau să devin o persoană care să aibă un rol important, dacă nu chiar decisiv, în viața celorlalți. A fost un gând, poate inconștient, dar asta mi-am dorit să fac. I-am văzut pe tineri, mi-aduc aminte, venise la un moment dat părintele Alberto. Era la o predică acolo și ceva straniu pentru noi. Eu sunt părintele Alberto. Deci mi-a rămas imaginea asta în minte. Apoi mi-a rămas imaginea în minte unui părinte vicar pe care l-am avut. Mi-a povestit un tânăr. Când ceream ceva să ieșim în luncă sau la plimbare cu tinerii, el întotdeauna ne dădea. Dar, spune el, papucii lui erau cusuți cu sârmă. Deci renunța la ceea ce propria avea, persoană pentru... Dar a marcat generații întregi de tineri. Și acest lucru pe mine ca copil, ca și copil atunci, m-a marcat. Și am zis, vreau să devin un om care marchează viața oamenilor, care îi ajută să crească. Și de aici am plecat. Și ați simțit vreodată că a venit cineva după ani să vă zică, nu știu, părinte, când mi-a zis atunci acea vorbă sau când v-ați uitat la mine în felul acela sau când mi-ați acordat încredere, mi-ați schimbat viața? Cu siguranță, de mai multe ori. Sunt lucruri pe care nu le mai țin minte, dar ei le țin minte. Poate uneori am făcut o inconștient sau când vorbești cu cineva, nu mai țin minte ce ai spus, vorbești cu atâția oameni, dar ei mai țin minte. Și sunt multe cazuri de genul acesta. Citisem zilele trecute că un preot s-ar fi dus într-o nouă parohie și seara să celebreze o sfântă liturghie. Dezamăgit pentru că în biserică un singur cuplu, un bărbat și încă un copil. A terminat sfânta liturghie, s-a dus în parohie supărat, a zis, Doamne, unde m-ai trimis, unde am nimerit, iată că nu am nici măcar oameni cărora să le fac sfânta liturghie, să o asculte. Ei, peste ani și ani, acel cuplu, într-o întâmplare, îi spune, părinte, știți, în seara aceea noi ne-am certat, am vrut să ne despărțim, mergeam spre notar, dar am zis, hai că biserica e în drumul nostru, să intrăm și să mai îngenunchem o dată în fața altarului. Și prin ceea ce a zis atunci, n-ați făcut să ne răzgândim și n-am mai divorțat. Cum lucrează harul Domnului. Dar aici e un lucru foarte important. Educația nu este un sprint. Este un maraton. Este un drum lung. Educația cere timp. Mi-aduc aminte odată un tată se prezintă la directorul școlii și zice, domnule director, vedeți că aveți cam multe exigențe, cereți cam mult de la școala asta. Copilul meu nu poate să... Și atunci directorul îi spune, depinde ce vreți de la copilul dumneavoastră. Vreți să devină un stejar sau un dovleac? Dovleacul nu are nevoie de mult. Stejarul are nevoie de mult. Exigența naște calitate. Da, eu recunosc că uneori sunt exigent, dar sunt exigent pentru că știu un lucru, doar exigența naște calitate. Și atunci când ceri mult, măcar primești ceva. Când ceri puțin, e posibil să nu primești nimic, spunea cineva. De multe ori, noi îi subestimăm pe tineri. Ei au zace în ei o capacitate de a crea extraordinară. Viitorul este acolo ca o sămânță în ei. Trebuie doar lăsat să crească, făcut să crească. Ei au putere. Eu am spus-o și zic public de multe ori. Am un vis ca unul dintre elevii mei să ajungă într-o zi să conducă această țară sau măcar undeva acolo sus. Le-ați zis-o și lor? Le-am zis-o în public de multe ori. Am zis că și în mormânt mă întorc, mă răsucesc de bucurie de câteva ori. Ce veți cânta atunci, părinte? Magnific! Păi dacă am zis de cântare, nu? La când de bucurie. Un alt subiect pe care îmi doresc să-l abordăm în această emisiune este
O chestiune intens discutată mediatic și anume introducerea educației sexuale în școli. Cum vedeți această nouă inițiativă? Dacă urmărim documentele bisericii, pentru că de aici plecăm, biserica nu s-a declarat împotrivă, dar a creat un cadru în care această educație să se realizeze. Pentru că se pune întrebarea, cine va face această educație? Ce va conține ea? Este ea adaptată vârstei elevilor? Nu cumva este un abuz, se intră abuziv în intimitatea copilului și de la o vârstă fragedă cumva are loc o pervertire sau nu știu cum să-i spun? Adică e un cadru pe care biserica îl propune, nu este împotrivă. Dar trebuie să vedem cine va face această educație și în ce constă ea și dacă este adaptată nevoilor și necesităților elevilor. Totuși, prima pastilă în acest sens trebuie să vină din familie? Dumneavoastră așa vedeți lucrurile? Adică cine e cea mai indicată persoană să-ți vorbească prima dată despre aceste lucruri sensibile ale vieții, care presupun de fapt o maturizare, presupun o nouă etapă? Știți ce se întâmplă în societatea noastră? Există o tendință de a rupe familia de școală. Și se întâmplă în acest context ca ceea ce ei învață în școală să vină în contradicție cu ceea ce au învățat în familie. Și atunci se rupe totul. De aceea insistența bisericii, era și acum câteva luni un alt preasfințitul Percă spunea, acordul părinților. Dumneavoastră, ca mamă, prima datorie de a educa un copil aparține părinților, aparține familiei. De aceea, părinții au dreptul să aleagă școala pentru copilul lui, o școală care corespunde valorilor respectivei familii. Și atunci, tu ca mamă, ca tată, oferi educație atât cât te pricepi, atât cât poți, în spiritul credinței tale. Și apoi, atenție, îmi place cuvântul acesta, îl duci pe copilul tău la școală încredințându-l, îl așezi în mâinile învățătorului, al profesorului, ca el să-l modeleze, eu în credințare. Nu ți-l dau ca să faci din el altceva. Aici este producerul, dar prima datorie îi aparține, într-adevăr, familiei. Și apoi școala vine și completează acolo unde trebuie. Bun, acum sunt multe aspecte aici care intră în calcul. Cine va face? Cineva propunea la un moment dat, domnule, dacă sunt chestiuni care țin de etică și morală, asta trebuie lăsate fie în seama familiei, fie în seama bisericii, pentru că asta e preocuparea lor. Eu, ca școală, pot să fac la biologie, pot să fac, știu, la consiliere câteva elemente, dar nu poți să pui educație sexuală de la clasa 0 până la sfârșit, în fiecare an, ajungem să sexualizăm societatea. Ce mă surprinde pe mine e că ne vin la nivel de țară, vorbesc tot felul de idei, dar noi nu avem esențialul. De ce nu ne-am gândit să punem, nu știu, ore de bună conduită, nu? Hai să învățăm codul bunelor maniere. Pentru că dacă ne uităm pe stradă, sunt foarte mulți copii, elevi, care nu știu să se poarte. Eu le zic copiilor mei, atenție, aici suntem pe stradă, nu suntem în pădure. În pădure urlăm, alergăm, țipăm. Când suntem pe stradă, mergem civilizat, frumos. Și văd în jurul meu foarte, foarte mulți copii și tineri care... Și vă provoc să faceți lucrul ăsta. Deci nu știu să meargă pe stradă, părinte. Merg dezlănțuiți, așa, merg într-o dezordine, într-o... Nu mai au acea eleganță pe care e firesc să și-o cultive cu cât înaintează în vârstă. Da. Eu cred că problema mare vine... Bine, pe de o parte, faptul că intrând în Europa, cumva suntem forțați să asimilăm aspecte care... nu țin nici de cultura poporului român, nici de identitatea noastră religioasă, dar omitem un lucru și mai important, și anume faptul că nu ne uităm care este rădăcina acelor rele care vin din zona, spunem, a sexualității și pe care noi încercăm să le îndreptăm prin introducerea acestei educații sexuale. Care e rădăcina, de exemplu? Ce se dorește? Se dorește să nu mai rămână tinere minore însărcinate. Păi aici este miza, cea mai mare parte. Și atunci, îți pui întrebarea, de ce se ajunge aici? Despre ce fel de educație lipsește? De asemenea educație lipsește sau lipsesc alte valori?
Noi, în loc să facem o educație la a iubi, pentru că aici facem confuzia, noi trebuie să învățăm pe copiii aceștia să iubească și în momentul în care iubești, sexualitatea nu va mai fi văzută ca o problemă. Ea este un dar al lui Dumnezeu. Când înveți să iubești frumos, atunci crește și calitatea vieții și nu mai întâmpini asemenea probleme. Eu mi-amintesc în urmă cu câțiva ani o asemenea discuție a fost cu ocazia unei vizite a Papei Benedict prin Africa și apoi niște studii au arătat că în țările în care Biserica Catolică s-a implicat în educație, inclusiv în zona aceasta, numărul tinerelor care au rămas înțărcinate era cu mult mai mic decât acolo unde diferite ONG-uri au intrat cu metodele lor. E demonstrat științific. Nevoia esențială este educația la a iubi. Și când vezi să iubești cum trebuie, toate se rezolvă. Percepția generală este că, de fapt, ei, prin introducerea acestor ore de educație sexuală, ei vor să învețe copiii cum să se protejeze, nu? Și să nu, să nu rămână însărcinată, dar nu să amâne momentul în care își începe această viață sexuală, să conștientizeze importanța acestor acte de iubire până la urmă. Eu cred că acolo nici nu este educație, este poate o informare și atât. Educație înseamnă altceva. Educație înseamnă formarea caracterului, capacitatea de autocontrol, stăpânire, conducerea vieții. Dar atunci tu înveți așa restrictiv, mecanic niște lucruri. Păi despre ce vorbim? Înțeleg că ați vedea utilă această oră de educație sexuală dacă în cadrul ei s-ar învăța despre aceste lucruri. Dacă s-ar învăța, dacă educația sexuală înseamnă educația la a iubi, în primul rând, asta este esențial, și respectate câteva aspecte fundamentale. Ții cont de psihologia copilului, ții cont de cultura lui, ții cont de vârsta lui și de nevoile lui. Și atât. Nu vii cu buldozerul, nu intri cu bocancul în sufletul unui copil. Cam asta se face, se intră cu bocancul în viața unui copil. Și, din păcate, asta mă uitam, cei care se prevede că vor face lucrul acesta sunt diferiți ONG-iști și vă dați seama că miza e mai mult economică decât de altă natură, decât educația. Părinte, am vorbit despre prezent, am vorbit despre trecut, haideți să vedem și viitorul. Cum vedeți, Sfinția voastră, școala românească peste câțiva ani? E greu de spus. Dar în prezent, direcția în care se îndreaptă, din punctul meu de vedere, e o direcție bună. Suntem într-o perioadă în care lucrurile se cern, se așează, se fac evaluări. Vin din urmă câteva generații bune, spun eu. Însă avem o problemă. Investind mai puțin în educație, vor rămâne să conducă sau să predea în sistemul de învățământ oameni de calitate inferioară și medie. Asta este una dintre temerile mele, că dacă nu vom, prezentul nu va da atenția necesară educației, viitorul nu va suna bine. Dar dacă în prezent vom investi în educație, mi se pare o urgență de gradul zero. Și pentru biserică, o spun din nou, pentru biserică mai ales, e urgență de gradul zero. Dacă vom investi în educație, vom avea viitor. Mă uitam în America. Dacă creștinismul, catolicismul are o forță în America, e datorită școlilor pe care le-a avut și le are încă. Fără educație, fără școli catolice, suntem așa la muchie. Credeți că acest lucru îi demotivează pe profesori? Faptul că nu se investește în școală și nu îi se acceptă valoarea și necesitatea? Nu cred că de aici. E o chestiune de vocație. Un profesor care are vocație face lucrurile foarte bine, indiferent de banii pe care i-are. Dacă are acasă copii pe care trebuie să-i hrănească, facturi de plătit și multe alte lucruri? Dacă este vocație, nu va scădea calitatea actului didactic, fără doar și poate. Asta este demonstrat. Este exact ceea ce vă spuneam înainte. Ajung oameni să intre în sistemul de învățământ ca să-și găsească un loc de muncă, nu pentru că asta e vocația lor. Aici este marea noastră problemă. Să atragem acolo oameni care într-adevăr au vocație. Când e vocație, e dragoste și când e dragoste, sunt rezultate. Părinte, pentru copii, pentru tineri, bine, mai puțin cei care astăzi au început bacalaureatul, începe vacanța mare, cum îi spunem noi. Ce îi sfătuiți pe tineri în această perioadă de 3 luni, nu? Timp în care, teoretic, sunt liberi de partea de școală de învățământ. Cum vedeți că ar trebui să se deruleze această vacanță pentru ei, pentru evoluția lor? Să iubească viața. Viața este un dar. Un dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, să o iubească, să o prețuiască, să folosească
bine timpul pe care Dumnezeu l-a dat, să iubească oamenii din jurul lor, să iubească întâlnirile cu oamenii, să cunoască oameni, pentru că un om mare va crește la umbra unor oameni mari. Să nu fugă de oameni, să nu fugă de responsabilități, să iubească oamenii, să iubească întâlnirile, pentru că noi suntem suma, media întâlnirilor pe care le avem în viață. Și pentru că știu că vă place foarte mult și această zonă, haideți să le recomandăm lecturi de vacanță. Vom spune, pe timpuri erau obligatorii, știți, ne dădeau acea listă, profesorii, sunteți obligați în această vacanță să citiți. Și nouă nu ne plăcea, pentru că erau obligatorii. Dar când vine, când vine partea de plăcere și de a alege, cred că e o altă abordare. De aceea vă rog să le recomandați ce să citească pe timpul verii. Ce observ în ultima perioadă? O tendință de a uita de literatura universală clasică. De aceea m-aș întoarce la Divina Comedie, la Shakespeare, m-aș duce la Dostoievski un pic, niște romane savuroase. Dacă e să mă duc un pic spre zona de spiritualitate, Thomas Merton, Muntele cu șapte trepte, sunt cărți de aur, capodopere. N-au voie să lipsească din cultura lor. Dacă e să vorbim despre cartea preferată a Sfinției voastre, care ar fi? Ultima îmi vine în minte acum, ultima, așa, care mi-a marcat mult, Muntele cu șapte trepte a lui Thomas Merton. Un laic, un om obișnuit, care a trecut în viață prin toate și la un moment dat ajunge să-L descopere pe Dumnezeu, cum nici n-a fost plănuit, n-a fost gândit. Și devine din zbuciumatul zbuciumaților un călugăr trapist. Și de acolo scrie jurnalul lui, e capodoperă. Te regăsești fără doar și poate undeva. Spui că e scrisă pentru tine. Partea aceasta cu cărțile, cu elevii, cu profesorii, mi se pare că fac așa un trio excelent pentru viața Sfinției voastre, bineînțeles, toate derulate sub marele dar al preoției. Nu am cum să nu vă întreb dacă nu vă lipsește partea de pastorație și anume viața într-o parohie. Să faceți cateheze cu copii, să asistați la programul clasic dintr-o parohie. Dacă e să mă raportez la ceea ce doream în seminară și la ceea ce am gustat 5 ani de zile când am fost preot vicar, da, pot să spun că simt dorul, amintesc de Bacău Centru, acolo unde am și cunoscut, catehezele tinerii, la fel și grupul de tineri de aici din Iași. Dar eu am perceput locul, ceea ce fac acum, ca un dar din partea lui Dumnezeu și ca o slujire. Dumnezeu nu ne dă la toți același lucru de făcut. Viața este ca un puzzle. Fiecare trebuie să-și facă misiunea acolo unde este. Și ceea ce fac acum, chiar dacă nu fac ceea ce aș fi făcut dacă aș fi fost într-o parohie, este evangelizare, este catehizare, dacă vreți, este întâlnire cu tineri într-o altă formă și încă o dată reiau începutul, e o șansă. Eu sub zodia aceasta trăiesc a norocului, a binecuvântării pe care mi-a dat-o Dumnezeu, să întâlnesc atâția elevi care devin pentru mine sursă de inspirație, atâția colegi care devin motivație pentru mine, pentru că îi vezi, și atâtea familii, părinții acestor copii cu care mă întâlnesc. Și dau un exemplu. Odată un tată primisem un elev nu prea cu minte la liceu și după ce a terminat liceul sună și zice, părinte, nu știu ce i-ați făcut, dar plângea de bucurie la telefon, pentru că elevul luase și bacalaureatul cu notă mare, evaluarea națională, nici nu știu dacă au trecuse sau nu, dar eu cred că elemente de genul acesta îți umplu viața și mergi plin de curaj înainte. Părinte, mâine e sărbătoare mare în biserică. E Sfântul Petru, da. Nu? Și iată, e patronul spiritual al Sfinției voastre. Ce vă doriți de ziua Sfinției voastre și știți bine la ce mă refer aici? Îmi doresc să iubesc viața cu pasiune. Să o iubesc în sensul că să o trăiesc cu pasiune, să nu uit de unde am plecat niciodată. O să vă povestesc, nu știu dacă mai avem timp. Mai avem câteva minute, sigur. O scenă din viața Sfântului Francisc care pe mine m-a marcat și la care fac referința adesea dintr-un film, Fratele Soare, Sora Lună. La un moment dat, acest tânăr francisc, venind să înființeze Ordinul Franciscan, merge în sala papală ca să ceară acordul papei.
Începe să citească un text în latină, nu se descurca, era desculț, cu părul vâlvoi, ceilalți din jur, cardinalii toți îmbrăcați la patru ace cu tot, și ăștia o dau afară. Ce caută ăsta la papa? Și la un moment dat, era papa Inocențiu al III-lea, coboară de pe tronul lui, spune, chemați-l înapoi, își rupe hainele, își sărută picioarele lui Francisc și spune, când eram tânăr, la fel eram și eu, entuziast și voiam să schimb lumea. Dar între timp am intrat în birocrație și mi-a scăzut asta. Gândul la început. Asta îmi doresc, să nu uit niciodată cum eram la început, să nu-mi pierd entuziasmul, energia și pofta aceasta de a-mi trăi preoția așa cum trebuie. Ceea ce vă doriți, vă dorim și noi și vă zicem deja la mulți ani. Vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Într-un moment oportun, zic eu, iată, când elevii și studenții chiar încă mai au examene, sunteți o sursă de inspirație și un model, așa vă percep. Și le doresc tinerilor să întâlnească cât mai multe cadre didactice care să își asume măcar o parte din ceea ce ați spus în această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru bucuria revederii, reîntâlnirii și pentru bucuria împărtășirii. Cred că e frumoasă și importantă. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru. Concluzia acestei emisiuni este să iubim viața cu pasiune și să ne îndeplinim rolul acolo unde suntem. Dați tot ce aveți mai bun din dumneavoastră și sigur, rezultatele vor apărea. Interviul săptămânii la RCIS FM. Peste câteva momente preluăm principalul grupaj informativ al zilei. Radiojurnalul Radio România Actualități la RCIS FM.